Fie că sunteți vegani, vegetariani, țineți post sau pur și simplu vreți să mai diversificați meniul, veți fi surprinși cât de savuroasă poate fi mâncarea chiar și numai din plante. Astăzi am pregătit o rețetă foarte ușor de preparat și foarte gustoasă, năut sotat cu cârnăciori cu spanac de la Verdino. În uleiul încins, prăjim cârnăciorii câte 3 minute pe fiecare parte. În aceeași tigaie adăugăm puțin ulei și sotăm ceapă, usturoi, puțin morcov tocat cu bulețe, sare, o frunză de dafin și puțin cimbru proaspăt. Adăugăm năutul la conservă prefiert cu tocul lichid. Lăsăm să fiarbă 2 minute, apoi adăugăm roșiile în bulion. Punem și cârnații deasupra și mai lăsăm să fiarbă totul 2 minute. Completăm cu sare și piper, dacă este nevoie. Adăugăm roșiile sherry, tăiate pe jumătate. Puțină apă sau supă de legume. Mai lăsăm să fiarbă 2 minute, iar la final presărăm frunze de pătrunjel. Așezăm totul pe o farfurie și servim alături de cei dragi. Poftă bună! Mulțumesc că m-ați urmărit! Rămâneți alături de noi pentru că am multe rețete originale cu Verdino pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi. Îmi puteți trimite întrebările voastre pe salut@aronverdino.ro și vă răspund cât pot de repede. Și nu uitați, inclusiv ceea ce punem în farfurie ne poate salva planeta!